Bărbații sunt mai expuși la cancer decât femeile și mai grav este că decesul provocat de această maladie afectează un număr aproape dublu de bărbați, potrivit datelor Eurostat. De ce sunt ei mai predispuși, ne spune Corina Crăciun. Corina, bună seara! Bună seara! În primul rând, factorul care face diferența este stilul de viață. Statisticile ne-au arătat de fiecare dată că bărbații fumează mai mult, consumă mai mult alcool decât femeile și se prezintă mult mai rar la medic. Mai mult de atât, bărbații sunt, se pare, mai predispuși la substanțele cancerigene. Nu trebuie să uităm că femeile mai au un atu. Cancerul, formele de cancer de la femei, cel de col uterin, dar și cel mamar, se pare că beneficiază mai mult de mai multe programe de prevenție. Așa se face că, potrivit datelor Eurostat, oamenii care mor mai mult sunt bărbații și asta în număr de 239 din 100.000 față de 132 de femei. Iar această discrepanță foarte mare dintre cele două sexe a apărut în primul rând în Franța, dar și în Spania. Corina, îți mulțumesc!